Bun găsit pe scara cuvintelor. Preocuparea pentru sănătate a devenit în zilele noastre atât de intensă încât îi se poate atribui, fără niciun fel de probleme, statutul de idol. Dumnezeu, într-adevăr, ne cere să avem grijă de noi, însă fără a face din asta preocuparea noastră de bază. În Statele Unite ale Americii, bisericile au inițiat programe dedicate sănătății, având cursuri de sport sau seminarii despre dietă ce poartă nume de-a dreptul hilare, jogging pentru Isus sau zvelt pentru Mântuitorul. Trăim vremuri în care speranța de viață, dacă este să o comparăm cu cea din trecut, atinge vârste incredibile. Suntem într-o formă fizică de invidiat pentru predecesorii noștri. Și totuși am ajuns obsedați de sănătate. Am ajuns niște ipohondrii. De fapt, nu ne e teamă de boală, cât mai ales de ceea ce urmează să facă ea din noi. Și mai e ceva. Fiind martori, voluntari sau involuntari, ai atâtor îmbolnăviri care uneori au drept consecință moartea, ne întrebăm ce face Dumnezeu, de ce nu vindecă. Iată câteva rânduri cu care își începe Ronald Dan cartea sa, Oare mă vindecă Dumnezeu? Apărută la editura Peregrinul un imprint al editurii Logos în 2012. O carte care mi-a ridicat mult moralul și care a venit ca un balsam într-o perioadă, atât pentru mine cât și pentru biserica la ale cărei adunări particip, destul de funestă. Pare ușor să discuți despre suferință atunci când nu o experimentezi, însă nu e chiar așa. În ce mă privește, vă mărturisesc că toate celulele trupului meu par a fi în gardă, par a fi gata să simtă ceea ce simte fratele meu aflat în suferință. Intuiesc suferința fratelui meu și sufăr psihic, realmente simt cumva psihic, cumva intuitiv prin ceea ce trece el. Împreună cu biserica simt greutatea suferinței lui și mă rog tot împreună cu biserica pentru eliberarea lui de această suferință. Însă, în această perioadă, am observat că gândul meu nu se îndreaptă predominant spre suferință, ci spre credință. Alarma nu privește posibilitatea de a găsi în trupul meu o boală, pe care, cândva oricum, o să am surpriza, între ghilimele, să o găsesc, ci posibilitatea de a-mi pierde credința. Este lucrul pe care îl observă și Dan. Atunci când omul se îmbolnăvește. Poate că întrebarea pe care ar trebui să-și o pună nu este: Oare mă va vindeca Dumnezeu? ci: Oare îmi va mări Dumnezeu credința? Căci credința poate fi o povară. Dacă Dumnezeul în care credem poate să vindece, de ce nu o face? Oare există el cu adevărat? Iată primul spasm al bolii care ne afectează credința. Boala aduce pierderi importante. Cel care înțelege că este bolnav de o boală gravă își pierde controlul, iar societatea îi cere să nu o facă sau măcar să dea iluzia că nu o face. Își pierde identitatea, fiindcă o persoană bolnavă de o boală gravă nu mai e la fel, e suferindă, e delicată, e firavă, prezența ei stânjenește, își pierde certitudinea, căci toate planurile sale sunt anulate brusc. Tot ceea ce era previzibil, Devine condiționat. Își pierde poziția în societate, își pierde relațiile, își pierde slujba. Și totuși, boala aduce și câștiguri. Și, încă importante, toți creștinii, absolut toți creștinii care au sau au avut o boală gravă, uneori terminală, au afirmat că această boală, precum și suferința care a venit la pachet cu ea, au schimbat în bine relația lor cu Dumnezeu. Faptul acesta este cauzat în primul rând de o clarificare a valorilor pe care o produce boala. Omul bolnav vede mai bine care sunt lucrurile lipsite de valoare din viața lui și le dă cu o mișcare bruscă la o parte. În consecință, el își reînnoiește viața. O întrebare fundamentală se naște în mintea lui merită să-mi dau viața pentru lucrurile pentru care am trăit până acum? Merite să-mi dau viața pentru slujba asta? Merită să-mi dau viața pentru câștigurile acestea? Ca urmare, omul bolnav ajunge să se elibereze. Da, acesta e cuvântul potrivit. Omul bolnav ajunge să fie mai liber decât cel sănătos. Își acceptă vulnerabilitatea, își înțelege condiția. Cel care, sănătos fiind, Face din sănătate condiția fericirii, devine rob al imprevizibilității propriului trup. Un scriitor rus, Ian Chelevich, spune foarte clar: Un trup sănătos este un trup perfect pregătit pentru a fi bolnav. Suntem liberi cu adevărat, afirmă Ronald Dan, atunci când nu mai avem nevoie de sănătate pentru a fi fericiți și pentru a avea pace. Atunci când autorul chestionează originea bolii, el consideră că satana servește unui scop util în planul lui Dumnezeu. Altminter, Dumnezeu ne-ar fi putut scăpa de mult de oponentul său. Însă nu doar satana este originea bolii. J. I. Packer consideră că o astfel de idee, cum că tot ceea ce e rău vine de la satana, ar demoniza complet lumea, universul, făcând maturizarea morală și spirituală imposibilă. Discutând despre țepușul lui Pavel, Dan observă trei caracteristici. Acest țepuș i-a fost pus apostolului, deci este un dar, ca să nu se umfle de mândrie, deci cu un scop nobil și ca să fie mai degrabă un atu, nici de cum o pricină de lamentare. Apostolul, spune autorul, nu putea slăvi o lucrare a diavolului. Prin urmare, Ronald Dan este de părere că boala nu vine doar de la satana, doar din stilul nostru de viață, doar din condiția noastră umană, ci boala poate veni și de la Dumnezeu. Nu, eu personal, eu, cel care prezintă această emisiune, nu cred asta. De la Dumnezeu nu poate veni nimic rău. Mie nu îmi trebuie un Dumnezeu care este sursa bolii, pentru că nu cred că El poate fi atât de sadic. Dar ceea ce știu e că Dumnezeu este sfânt, este ordine, este lumină. El ține în mâna lui, într-un fir avechilibru, această lume. Dacă Dumnezeu nu pune mâna să ne protejeze de El însuși, ardem de vi în fața Lui din pricina naturii noastre păcătoase. Noi suntem întuneric, iar El este lumină. Când El apare, noi trebuie să dispărem. Ca să rămânem în existență, Dumnezeu intră practic în conflict cu Sine însuși și ne ține astfel în existență. El face ceva absurd, păstrează cumva întunericul acolo unde, din cauza luminii, acest întuneric ar trebui să nu mai existe. Dacă el ia mâna, natura o ia razna, devine haos, se îmbolnăvește. Dumnezeu nu este un criminal cu sânge rece. În epistola către romani, Pavel ne arată cum anume ne pedepsește Dumnezeu atunci când își revarsă mânia asupra păcatelor noastre. Ne lasă în seama acestor păcate, ia mâna de pe noi, ne lasă în seama haosului. Nu Dumnezeu este Cel care provoacă boala, dar El o poate face posibilă îngăduind-o. Boala e deja prezentă în noi. Țepușa era deja prezentă în organismul lui Pavel. Se poate afirma că îngăduind-o, El, Dumnezeu, a lăsat să existe această țepușă însă fără a fi sursa ei. Sursa bolii, după părerea mea, este condiția noastră umană păcătoasă, în seama căreia Dumnezeu ne-ar putea abandona cu totul. Dar starea de boală poate fi folosită de Dumnezeu spre întărirea caracterului nostru. Și dați-mi voie să vă dau o veste proastă. Dumnezeu nu este interesat de vindecarea noastră, însă am și o veste bună. El este interesat de caracterul nostru, fiindcă prin acest caracter putem lărgi împărăția Lui. Și acest caracter este ceea ce ducem în veșnicie. Nouă dată m-am întrebat, de ce nu m-a luat Dumnezeu după convertire la cer? De ce mă lasă să mă chinui în lume? Pentru că mi-am răspuns singur ceva mai târziu, dacă ne-ar lua pe noi creștinii la cer, ceilalți ar rămâne în întuneric. Noi, creștinii, trebuie să ardem cu putere în această lume. Trebuie să suferim mai mult decât ceilalți. Trebuie să ne sacrificăm pentru ceilalți. Caracterele noastre trebuie să schimbe lumea. Hristos trebuie să trăiască prin noi aici, în această lume. Toate acestea nu sunt negociabile. A domni împreună cu Hristos în această lume. Nu are nimic de a face cu sănătatea sau cu prosperitatea, așa cum cred fals foarte mulți creștini. Are de a face cu depășirea condiției noastre umane, a da slavă lui Dumnezeu într-o suferință insuportabilă, într-un moment al groazei. Iată nebunia care evangelizează, așa cum nici cele mai puternice și mai persuasive discursuri nu o vor face vreodată. Mi-a plăcut faptul că Dan se referă și la bolile psihice. El însuși a suferit de depresie, iar fiul său, din pricina aceleiași boli, s-a sinucis la vârsta de 18 ani. Autorul insistă mult să clarifice o problemă care i-a dat mari bătăi de cap, care l-a făcut să-și ascundă boala, anume problema stigmatizării. Pentru unii dintre creștini, mai exact pentru cei care nu prea cunosc cuvântul lui Dumnezeu, boala este rezultatul direct al păcatelor, fie al păcatelor proprii, fie al păcatelor părinților sau părinților părinților. Fals, spune Dan, cu excepția cazurilor când se comite un abuz păcătos, de pildă când cineva fumează, când cineva consumă prea mult alcool, când cineva ajunge la îmbuibare. Cu excepția acestor cazuri, boala are drept cauză condiția noastră umană nu neapărat păcatul. Mai mult, boala psihică, considerată de mulți drept dovada unei lupte spirituale pierdute, are în majoritatea situațiilor o cauză biochimică. Creștinii încă prinși într-o teologie vechtestamentară, cred că vindecarea bolilor se produce prin rezolvarea păcatelor, acestea fiind singura cauză a bolilor. Dar lucrul acesta este fals. Felul acesta de a vedea lucrurile stigmatizează, produce o vinovăție mare în unii dintre creștinii bolnavi, ducând la căderea lor în necredință. Creștinii care cred că boala este cauzată exclusiv și în mod direct de către păcatele celui bolnav, creștinii aceștia sunt periculoși pentru comunitățile lor și pentru comunitatea creștină în general. Trăim într-o societate care își are rădăcinile adânc vârâte în cultura elenă. La greci, idealurile erau sănătatea, frumusețea, bogăția, tinerețea. Lor le scrie Pavel, s-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor. Accentul pe care noi, creștinii, îl punem asupra sănătății, asupra prosperității și fericirii, este inadecvat credinței noastre, pentru că toate acestea sunt valori păgâne. Sunt periculoase pentru noi, fiindcă atunci când credem că sănătatea, că bogăția, că fericirea aici, pe pământ, sunt cel mai mare bine la care ajungem, binele pe care Dumnezeu ni-l oferă dacă facem ce trebuie, atunci când credem asta, stăm, de fapt, pe un teren mișcător. Căci. Atunci când pierdem sănătatea, bogăția, fericirea, atunci avem impresia că Dumnezeu ne-a părăsit. Iată, această religie este numită de Pecker drept o religie de jacuzzi. Foarte importantă este concluzia la care ajunge Dan. Religia prosperității le permite creștinilor să se alăture lumii și preocupărilor ei lumești cu o conștiință curată și în numele lui Dumnezeu. Și știți cine sunt vinovați pentru astfel de religie? Liderii religioși. Cei care de la Anvon, pe internet sau prin intermediul televizoarelor ori prin intermediul emisiunilor radio, promovează Evanghelia Prosperității sau a Sănătății. Dan oferă o alternativă, reapropierea de Cuvântul lui Dumnezeu și citirea acesteia cu chei hermeneutice corecte. Într-un capitol special, autorul enumeră și discută aceste principii de interpretare. Însă nu am să insist, fiindcă am făcut-o și eu mult mai amplu atunci când am prezentat cartea Introducere în Hermeneutică. Revenind, în Biblie, vindecările nu sunt niciodată cauza unei convertiri. Nimeni nu s-a întors la Domnul doar fiindcă a participat la o minune, indiferent cât a fost ea de spectaculoasă. În ciuda miracolelor ostentative din timpul exodului, generația de atunci s-a pierdut aproape complet. Dintre miile de martori care au asistat la vindecările lui Isus, doar o mână de oameni a rămas alături de el până la capăt, și niciunul dintre aceștia nu a rămas din pricina vindecărilor. Ronald Dunn se întreabă pe bună dreptate: Putem vorbi astăzi? de vindecări care imită în tocmai vindecările făcute de Isus Hristos acum aproape 2000 de ani? Dar care sunt caracteristicile vindecărilor efectuate de Mântuitor? Haideți să le enumerăm deodată cu autorul. Bolile vindecate de Isus erau incurabile. Isus a vindecat cu o atingere sau cu un cuvânt. Isus i-a vindecat pe toți care au venit la el pentru vindecare. Isus i-a vindecat fără a ține cont de credința lor, dar și ținând cont de ea. Isus i-a vindecat instantaneu și complet, fără a mai exista vreo recidivă a bolii. Isus nu doar a vindecat, dar a și înviat morții. Isus a descurajat sau chiar a interzis ca minunile lui să fie făcute publice. Minunile lui Isus este evident, nu se repetă astăzi. Minunile lui au fost doar pentru atunci, fără a fi garanții sau modele pentru predicatorii de astăzi. Să fim deci înțeleși: Hristos nu a murit pentru ca noi să fim sănătoși, ci pentru ca noi să avem o hotărâre de iertare. Vindecarea noastră, sănătatea noastră nu sunt garantate prin jertfa de ispășire. Noi nu am fost luați din lume, ci am rămas aici supuși vicisitudinilor vieții și condiției noastre umane. Însă feriți de cel rău, după rugăciunea lui Hristos, Dumnezeu este de partea sfințeniei, nu de partea vindecării. El este dispus să îngăduie sacrificarea bunătății noastre fizice de dragul bunăstării noastre spirituale. Când credem că pe Dumnezeu îl interesează ca noi să fim sănătoși și să ne meargă bine, trăim într-o minciună periculoasă care ne dă sentimente de vinovăție, fiindcă dacă ne îmbolnăvim, credem că Dumnezeu nu mai este interesat de noi. Trăim cu speranțe false, ne autocondamnăm, nu îl lăsăm pe Dumnezeu să folosească boala ca pe o trambolină spirituală. Nu mai avem compasiune pentru bolnavi, căutăm scuze pentru eșec. Trupul creștinilor e la fel ca trupul necreștinilor, simte durerea și moare. În 1 Corinteni 10 cu 13, Pavel vorbește despre ispită și despre răbdare. Acolo, Pavel nu vorbește despre a scăpa de ispită, ci despre a răbda ispita. Ceea ce ne deosebește de ceilalți pe noi creștinii este această capacitate de a răbda durerea, suferința, știind că ea este îngăduită și folosită de Dumnezeu spre binele nostru. Noi nu suntem firești. Știm că nu avem niciun drept asupra trupului nostru. Totul îi aparține lui Dumnezeu, inclusiv trupul nostru. Pentru Pavel, viața și moartea erau probleme secundare. Esențial era ca Hristos să fie preamărit prin trupul său. La fel, boala, suferința, vindecarea, acestea sunt chestiuni secundare. Preamărirea lui Hristos este esențială. Charles Spurgeon afirmă un lucru teribil. De multe ori boala le a fost mai de folos sfinților lui Dumnezeu decât sănătatea. Trebuie să fim conștienți că dacă atunci când suntem bolnavi ne rugăm și nu primim vindecarea, asta înseamnă că nu avem nevoie de ea, sau altfel spus, dacă vindecarea este cel mai bun lucru pentru noi, fiți siguri că Dumnezeu nu ne va lipsi de ea. Caracterul nostru este mai important decât confortul nostru. După cum știm din evrei, Dumnezeu suferă alături de noi. Isus știe ce simțim, fiindcă ne împărtășește suferința. Însă, El lucrează după un orar diferit de al nostru, iar valorile Lui sunt diferite de valorile noastre. Dacă, de pildă, pentru noi, cuvântul bun sau binecuvântare are aproape întotdeauna sensul de confort, de comoditate. Pentru Dumnezeu, are sensul de caracter. De virtute, de integritate. Când Dumnezeu spune nu cererilor noastre de vindecare, trebuie să ne amintim că răul există în lume și Dumnezeu nu ne poate scuti de el, la fel cum nici pe Fiul Său nu l-a scutit. Trebuie să ne amintim că, deși poate interveni, nu se atinge de libertatea noastră, iar unele opțiuni pot fi greșite. Trebuie să ne amintim că libertatea nu înseamnă control că răscumpărarea este pentru Dumnezeu mai importantă decât orice, că Dumnezeu sufelă alături de noi, că e important să ne facem cunoscute sentimentele, temerile, că Dumnezeu a fost mântuitor încă înainte de a fi creator. Iată un adevăr extraordinar. Noi credem că primul act revelat al lui Dumnezeu a fost creația, dar Biblia ne spune că răscumpărarea a fost acest act. Iisus a fost mielul junghiat pentru păcatul nostru încă înainte de întemeierea lumii. Un alt lucru discutat de Dan este dacă și când trebuie să-i spunem omului bolnav că este muribund. Din punctul lui de vedere, ai ascunde acest lucru este greșit. Dacă omul știe că este pe moarte, el se poate elibera de prefăcătorie, își poate pregăti plecarea și are șansa de a-și lua rămas bun de la cei apropiați lui. Iar când asiști un moribund, asigură-l că nu este singur. Încurajează-l să vorbească despre temerile și sentimentele sale. Ascultă-l. Retrăiește cu el momentele fericite ale vieții. Și mai mult decât orice, asigură-l de prezența continuă a lui Dumnezeu. Nu în ultimul rând, dă la o parte perdeaua care ascunde slava viitoare. Acolo undeva, Muribundul este așteptat de chipuri cunoscute și cum frumos spune Max Lucado, o imagine cu care de altfel am să închei, acolo, în spatele mulțimii sfinților, cel care mai degrabă ar muri decât să trăiască fără tine, își va scoate mâinile străpunse din mantea cerească și va aplauda. Moartea este mai mult decât faptul de a muri. Moartea înseamnă un mântuitor care ne așteaptă. Imaginați-vă acum ce se întâmplă cu un om care află că este bolnav de o boală terminală, care trece prin suferințe insuportabile și care nu îl cunoaște pe Dumnezeu. Un cunoscut pastor mi-a povestit zilele acestea cum, într-o dimineață de duminică, la biserica pe care o păstorește, a venit o femeie bolnavă de cancer și a spus în felul următor, parafrazez, Atunci când am aflat că sunt bolnavă de cancer, am simțit că am intrat într-o încăpere întunecată, goală, și că ușa s-a închis după mine. Și totuși, după câteva clipe, mi-am dat seama că acolo mai era cineva. Cineva care intrase odată cu mine. Isus Hristos. Dar oare toți au parte de această prezență în anticamera întunecată a morții? Cartea lui Ronald Dan, bine tradusă, bine scrisă a apărut în condiții excelente cum ne-a obișnuit deja editura Logos și imprinturile ei, cartea aceasta m-a ajutat să-mi depășesc temerile. M-a încurajat foarte mult. M-a făcut să văd dincolo de orizontul imediat al acestei lumii. Dar m-a și trezit nițel la realitate. M-a făcut conștient că încă am o treabă pe pământ și nu una ușoară. Că încetând a mă mai lamenta, trebuie să încurajez pe ceilalți. Trebuie să dau socoteala de nădejdea din mine. Trebuie să-i ajut și pe alții să vadă dincolo de orizontul acestei lumi.